să fac un test pentru voi legat de frâna de motor. În ce anume constă testul? Am să accelerez până pe la 80, 90, 100 de km la oră în treapta 4. Am să iau piciorul de pe accelerație, însemnând că intru în frână de motor, iar în timpul acestei frâni de motor am să iau contactul. Moment în care motorul ar trebui să se oprească și să simțiți o diferență de sunet al motorului, adică în momentul în care iei contactul, practic se oprește motorul, nu? Ar trebui să auzi o diferență de sunet și ar trebui să simți ca o trepidație în mașină, ceva, cum că s-a oprit motorul. Ei bine, am făcut testul acesta și credeți-mă, nu se simte absolut nimic. Ba mai mult, în continuare ce alunecă în frână de motor, cu motorul oprit, am să pun din nou contactul. În acel moment ar trebui să se audă din nou o diferență de sunet la motor. Ar trebui să se simtă o mică trepidație în mașină, ceva, cum că a pornit motorul. Ei bine, nu se simte absolut nimic. Când, mai mult ca sigur, din cauza că vă spun treaba asta, o să vreți și voi să încercați și trebuie să vă avertizez de două lucruri. Unul la mână, în momentul în care opriți motorul, rămâneți fără servodirecție, însemnând că va merge doar mecanic, foarte greu, iar dacă opriți motorul, rămâneți fără servofrână. Practic, servofrâna este ineficientă. Exact din cauza asta eu fac acest test pe un drum drept, foarte puțin circulat. Am ajuns la aproximativ 90 la oră, sunt în treapta 4, am luat piciorul de pe accelerație. Se vede că îmi scade viteza, iar în acest moment am să opresc motorul. Și nu s-a simțit absolut nimic, pur și simplu doar s-au deschis ușile, asta s-a auzit. În continuare sunt în frână de motor, am să pun contactul. Și n-am simțit absolut nimic. Motorul este în continuare în frână de motor. Vreau să vă mai arăt o chestie ce nu v-am arătat. Acum am un pic peste 1000 de ture. Când o să ajungă aproximativ pe la 800 de ture, ECU simte că moare motorul și o să înceapă să alimenteze și ar trebui să exact acum a început să trepideze mașina. Se vede că a urcat și turația la motor pentru că el vrea să compenseze. Am să o scot din viteză, iar în momentul în care o scot din viteză, ECU simte că nu mai este motorul în sarcină și automat scade turația. Turația la relantiu, așa cum este normal. Ce vreau eu să vă arăt, de fapt, cu treaba asta, e faptul că în frână de motor consumul este zero. Dacă ar fi fost alimentat cât uși de puțin motorul, ar trebui să simțim, să auzim o diferență de sunet atunci când motorul se pornește și se oprește, fără să calci deloc accelerația, pur și simplu din inerția mașinii, ar trebui să simți ceva. Nu se simte nimic, garantat acel consum este zero. Voi spuneți că totuși se mai consumă probabil pe acolo câteva miligrame de combustibil. Mă, nu știu să zic, nu contest. Din punctul meu de vedere, nu. ECU simte că este în frână de motor. Fiind în frână de motor, el taie alimentarea. Fiind o injecție electronică, nu mecanică, garantat îi taie alimentarea. Nu mai primește micron de combustibil pe injectoare, deci nu are ce să ardă. Dar chiar și așa, hai să zicem că ar consuma, da? E absurd, ce sens are să zic? Din punctul meu de vedere, combustibil ars în timpul frânei de motor este minim, zero, negativ. Cum vreți voi să ziceți? Negativ nu are cum să fie. Dacă ar fi negativ, înseamnă că ar produce combustibil. Deci, din punctul meu de vedere, în timpul frânei de motor, consumul este zero. Folosind frâna de motor, veți face un consum foarte mic. Mai e o chestie ce nu v-am arătat, sub 40 la oră nu vă mai arată, sau sub 30 la oră nu vă mai arată consumul. Tocmai mi s-a sub 30 la oră. Cei 2 de 0 s-au transformat în 3 liniuțe, însemnând că nu
nu ne mai arată absolut nimic. Asta este în softul de Logan. Sub 30 la oră nu-ți afișează nimic. Deci, de foarte multe ori și eroarea de consum pe care ți-o arată, practic nu ai... Eroarea de consum pe care ți-o arată calculatorul de bord, pe lângă diferența de combustibil din rezervor, efectiv nu-ți arată consumul de combustibil pe care l-ai sub 30 de km la oră. Ceea ce are logică să fie o mică eroare acolo. Sper că v-am lămurit puțin legat de treaba asta. Dacă nu v-am lămurit, asta e ce pot să vă zic. Vă obișnuiți cu ideea.